Corvinul Hunedoara a jucat sâmbătă la drobeta Turnul Severin cu viitorul Târgu Jiu, reușind să marcheze numai puțin de 3 goluri în poarta adversarilor. Meciul a contat pentru etapa a 6-a din Liga a 2-a de fotbal. Chiar mi-am propus obiectivele pentru meciul acesta, erau să înscriem din fază fixă, a fost invers, fără accidentări, s-au accidentat câțiva jucători, dar... Un meci bun, o echipă pe care am întâlnit-o, știam ce joacă și știam că dacă evităm greșelile, ei sunt foarte compact și pleacă foarte bine pe tranziția pozitivă, având calitate individuală în față, puteau să rezolve meciul. Am greșit foarte puțin azi, am fost atenți și golurile le-am marcat speculând niște șuturi la poartă ale noastre. A fost un meci bun, am avut posesie, am jucat în mare cam ce ne-am dorit, ce am pregătit pentru acest meci. Sunt fericit pentru Luca și pentru McDi, pentru toți băieții, toți și-au adus aportul pentru victoria asta. În urmă cu 2-3 săptămâni în cupă am câștigat 3-0 acolo, și acolo am marcat. Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez astăzi din nou 2 goluri, nu foarte grele, dar ca atacant trebuie să fii la momentul potrivit, în locul potrivit. I feel really good to score my first goal in my first game. So I'm very happy. Most important was the win today. It was a difficult start of the season, but now we get the 3 points and very happy. How do you feel about the first game in Romania, about the level, about how the team played today? I'm really happy. I knew this team in the past, like I play against this team in Turkey in winter. So I knew that there was a lot of quality and today I think we show it on the pitch. Was a lot of intensity. But we played good and I'm very happy about it. În urma acestui succes, Corvinul urcă pe locul 19, Hunedoreni având însă 3 meciuri mai puțin disputate. Etapa viitoare, Corvinul va juca pe teren propriu cu AFC Câmpul Lung. Până atunci însă, într-un meci restant din prima etapă, Hunedorenii vor întâlni acasă pe CSC Schellenberg.